piața, economia este foarte sensibilă la un cadru de securitate destul de efervescent. Suntem țară de graniță a Ucrainei, suntem nu departe de ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, suntem într-o zonă în regiunea Mării Negre cu tot ceea ce înseamnă zona Balcanilor de Vest, zona conflictelor înghețate din jurul Mării Negre și vrem, nu vrem, toate aceste chestiuni impactează, produc consecințe și pentru mediul de afaceri. De aceea, spuneam de responsabilitatea oricărui lider, indiferent unde își desfășoară activitatea, trebuie să se concretizeze în a încuraja orice formă de dialog, orice formă de parteneriat, așa cum spuneați, pentru a putea să identificăm soluțiile împreună și a dobândi încrederea în noi înșine și a crea, așa cum spuneam, în acest context, acea reziliență despre care tot vorbim. Reziliența nu înseamnă doar capacități de a răspunde la o serie întreagă de provocări de securitate. Reziliența înseamnă, din punctul meu de vedere, componenta economică și ea este cea care are cea mai mare contribuție în asigurarea rezilienței unei națiuni.